Acela de dragi pescari, iată-ne la nouă partidă de pescuit. Astăzi am scăpat mai repede de la muncă și am dat o fugă până la râul Neajlov. Am să mă grăbesc să dau jos echipamentul din mașină. Voi pescui cu un feeder și pe cea vizată cred că e babușca. Nada o am pe cea care mi-a rămas de la partida trecută. Și acum să vedem ce rezultate vom avea. De pregătit lanseta, am lucruri minimaliste, v-am spus, folosesc lanseta mea cea bătrână de 3,30 m. Am firul principal de 0,25, am un înaintaj de fluorocarbon de 0,14 de la Trabuco, un opritor, un coșulet de 15 grame, un quick change pin pentru schimbarea rapidă a porfacului. Am un forfac grosimea 0,12 de monofilament și un clip mic de 16. Am să mă grăbesc acum. Nada aici ce mi-a rămas de la partida trecută. N-are nicio treabă cu pescuitul pe râu, dar nu am mai stat să pregătesc altă nadă. Nu am mai pescuit niciodată pe acest loc. Și acum voi face prima lansare. Încerca cu 2 viermuși, unul roșu și unul alb. Am trâncat coșuletul, n-am să strâng prima dată foarte tare, primele coșulete. Aș vrea să descarce nada mai repede. Momentan nu mă clipsez. Am să tatonez un pic locul și unde voi avea semnale că sunt peștii pe traseul acela, mă voi clipsa și voi începe să formez un vad acolo. Sunt de aproximativ 30 de minute. Am avut doar o singură prezentare. De fapt am prins un peștișor, ceva de genul, un cuvit de apă dulce. Acum am hotărât să mă clipsez undeva pe malul vis-a-vis, unde e un stuf. Am făcut și o modificare în montură, am mărit lungimea porfacului la 1 metru. Am folosit și fir mai subțire pentru porfac. Ceva mai mic, de fapt mai subțire, sărma mai subțire. Iată marele pește. Un cuvit de apă dulce. Da, dacă a semnalizat. Este foarte mult brățiș. Thank you.
minte, partida de astăzi a mers foarte prost. Afara opleților și ubiților nu am reușit să capturez nimic. Probabil a fost și nada de bine, m-am zis oamenii pregătiți pentru pescuit pe râu. Am vrut să ies în natură, la aer curat. O alegere bună, m-am relansat, m-am deconectat de rutina de zi cu zi. Partida noastră a cam luat sfârșit. Sincer, este printre cele mai slabe partide. A mai venit un oblet de acum pe sfârșit. Cam atât pentru ziua de azi. Vă doresc fire întinse și ne vedem la următoarea partidă de pescuit.